Sunt ieftine, toxice și milioane de români le cumpără zilnic. Cercetătorii au făcut o descoperire șocantă legată de acest produs alimentar. O travă din frigiderul nostru. Mezelurile ieftine sunt unele dintre cele mai toxice alimente. Dintr-o listă de aproximativ 20 de ingrediente, poți să ai surpriza ca doar unul singur să fie carne. Restul sunt fosfați, nitriți, nitrați, arome sintetice și coloranți, multă sare și multă apă. Aspectul delicios al mezelurilor este dat în mare parte de făina de soia sau de amidonul de cartofi, care au aproximativ 40% din compoziția unui parizer ieftin sau a unui salam. Sarea în cantități mari împiedică absorpția calciului în corp, îmbătrânește pielea și determină apariția cearcănelor și a pungilor sub ochi. Mezelurile conțin nitrați. Acești aditivi, care ajută la conservarea cărnii, au fost asociați cu un risc crescut de a face cancer la stomac. De asemenea, un alt pericol la care ne expunem este demența sau alte boli neurodegenerative. Un studiu apărut în publicația BMC Medicine, efectuat pe un lot de 448.568 de subiecți care au inclus în alimentația zilnică mezeluri, a arătat faptul că persoanele care au consumat mai mult de 160 de grame pe zi, echivalentul la 2 cârnați și o felie de bacon, aveau cu 44% mai multe șanse de a muri mai repede decât cei care și-au limitat consumul la 20 de grame. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți complet la consumul de mezeluri, spun cercetătorii, dar trebuie să conștientizezi riscul la care te expui în momentul în care le incluzi în alimentația zilnică, relatează România TV.net.